Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Buci în ședință ordinară. Primarul Comunei Buci în județul Bacău. În timpul dispoziției articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală e publicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Buci în ședință ordinară în data de 20 martie 2018 la orele 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Buciu, județul Bacău, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru această investiție inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comunești, inițiator primarul Comunei. 3 diversii. Domn președinte. Mulțumesc, domnule primar. Dragii mei, prezența este statutară, putem începe ședința. Ca pentru început, presupunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. În unanimitate, proiectul verbal a fost votat. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Împotrivă, ordinea de zi a fost votată. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul 1 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Buciu, județul Bacău. Solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru această investiție. Doamnă și domnul consilier, motivat de faptul că în data de 27.12.2017 s-a semnat contractul de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin PNDR, cu privire la investiția înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Buciu, în județul Bacău, care a fost completat prin actul adițional numărul 1 în data de 28.12.2017 cu privire la avans pentru începerea lucrărilor. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre în conținutul căruia am venit cu propunerea de aprobare a valorii investiției. Aceasta este în suma totală de 11.006.435.000 lei, din care valoarea eligibilă 9.059.204 lei și valoarea eligibilă 1.047.231.000 lei, conform contractului menționat mai sus. De asemenea, am propus aprobarea solicitării scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, IFNU-SA, pentru această investiție în valoare totală de 4.489.071 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului și care va avea o perioadă de garantare, de garanție de 34 de luni. În finalul propunerilor se regăsește și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție și pe care l-am atașat la proiectul de hotărâre. Întrucât investiția despre care v-am informat este o necesitate pentru comunitatea locală, fiind așteptată de mai mulți ani, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Hotărârea pe care o veți adopta va fi comunicată către AFIR pentru a se declanșa procedura de obținere a avansului. Domnule președinte. Mulțumesc, domnul primar. În cuvântul domnului președinte la buget. Deci ați avut posibilitatea să consultați și anexele de la prezenta hotărâre. Este reiterat acolo, din nou, toate cheltuielile, tot bugetul comunului în anul respectiv, pentru că asta s-a cerut pentru obținerea scrisorii de garantare. Scrisoarea este valabilă 34 de luni, deci aproape 3 ani. La sfârșitul contractului de garantare vine cu un act adițional, se modifică ceva acolo, chestii de interpretare și nu este ceva deosebit în actul adițional care se schimbe contract. De aceea, membrii Comisiei de Buget Finanțe sunt de acord cu prezentul proiect de hotărâre. Deci aviz favorabil. Mulțumesc, domnule președinte, dacă sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt înscrieri, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, contra? În unanimitate, punctul numărul 1 din ordinea de zi a fost votat. Domnul primar, vreau să expuneți punctul numărul 2 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comunești.
Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost inițiat în mare adresă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 577 din 703-2018, prin care se solicită adoptarea unui hotărâri de Consiliu Local privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Prin documentul mai subtezat se arată că acest demers este motivat de adoptarea de către Consiliul Local al orașului Comănești a hotărârii numărul 3 din 30.01.2018, prin care s-a aprobat un alt contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău. Decât cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație publică organizată în acest sens. Subliniez faptul că varianta finală a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, care trebuia aprobată de Consiliul Local al orașului Comănești, este rezultatul finalizării unei proceduri de atribuire inițiată prin licitație deschisă, conform anunțul de concesiune SEAP numărul 2512 din 13.06.2014, organizată și desfășurată de ADIS Bacău în calitate de autoritate contractantă, în baza mandatului acordat în acest sens de toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău, inclusiv de Consiliul Local al orașului Comănești. Aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 30.01.2018, prin care se modifică articolul 18 alineatul 1 litera A din contract, se completează cu articolul 18 alineatul 1 litera A indice 1. De asemenea, se introduce articolul 18 alineatul 2 indice 1 și articolul 18 alineatul 3 indice 1, articolul 18 alineatul 4. Se modifică articolul 18 alineatul 4 și se completează cu alineatul 4 indice 1. Tot cu privire la neconformitatea hotărârii adoptate de Consiliul Local Comunești, se prevede mandatarea primarului orașului Comunești să voteze în cadrul adunării generale ADIS aprobarea celor prevăzute în hotărâri, iar ADIS Bacău este împuternicită să încheie contractul de delegare în condițiile stipulate în hotărâri și să aprobe virarea taxei speciale de salubritate către operatorul SCECO Valea Muntelui Comunești. Toate aceste modificări încalcă contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații de ceuri municipale în județul Bacău, ce urmează să fie încheiat de către ADIS în numele și pe seama membrilor săi cu operatorul desemnat câștigător al licitației publice. Pentru aceste considerente, singura opțiune rămasă pentru rezolvarea acestei probleme este excluderea din ADIS și pe cale de consecință modificarea actului constitutiv și statutului asociației. Rog analizarea situației prezentate și aprobarea proiectului de hotărâre în formă pe care v-am prezentat-o. Domnul președinte, vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei președinte de la Comisia Juridică. Mulțumesc. În urma studierii materialului a proiectului inițiat de către domnul primar, nu au fost nimic de obiectiv, deci nu de comisie de a fost excluderea din ADIS în momentul Comănești. Doamna președinte, vă mulțumesc. Dacă cineva vrea să-mi scrie la cuvânt. Vă rog, domnul consilier. Acum câteva ședințe, unul, două, trei, când am studiat situația la Dărmănești, făceam referire și la Comănești. Se pare că am anticipat bine când am spus că vor fi excluși acei care nu vor respecta contractul încheiat de către ADIS. În această asociație sunt 94 de localități, OAD-uri, din care toate au aderat la ADIS și conform contractului încheiat cu ei. Singura care este împotrivă este OAD-ul Comănești. Acolo sunt mai multe neînțelegeri, atât din partea OAD-ului, cât și din asta. Se pare, adică legea spune în felul următor, statutul este clar, membru care au aderat înseamnă că au consimțit ceea ce nu s-a scris. Trebuie să respecte statutul. Din moment ce ai aderat și acolo, acum în 2010, 2011, 2012, 2013, ai fost de acord, mai ales a și votat prețul la rural și la urban, deci ai fost de acord atunci cu, așa cum și noi am fost de altfel de acord în ședințe care au fost și am trecut și acum 2 ani, așa au fost și ei. Acum nu le mai convine. Nu le mai convine să-și facă groapă singuri. Suporte consecințe. Suporte consecințe. Nu este problema noastră. Noi trebuie să votăm faptul că ei nu respectă statutul adresat. Pentru nerespectarea aceasta se prevede în statut că membrii care nu respectă vor fi excluși în consecință. Dacă hotărârea este unilaterală, trebuie excluși.
ne prinde da. Acum. Vă mulțumesc, domnul consilier, dacă se mai înscrie cineva tot. Dacă nu sunt înscrie, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, contra, unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost votat. Trecem la punctul numărul 3. Diverse. Dacă sunt probleme? Probleme deosebite? Dacă sunt. Dacă nu, domnul președinte, mulțumesc. Dacă nu sunt probleme, eu vă mulțumesc pentru participare și declarăm ședința închisă. Mulțumesc.